Dragi cetățeni ai patriei, pe data de 16 octombrie, costumația obligatorie în centrul Iașului este următoarea. Colegul meu, Nirvana, s-a îmbrăcat cu... Nirvana Pelerinu. Nirvana Pelerinu s-a îmbrăcat cu această pălărie, cu această pelerină. Învârtite? Fiindcă altfel sunteți pasibili de o amendă cuprinsă între 150.000 și 160.000 de lei. Sau șpagă la organ. Sau o șpagă la organ. A domnul colonel Vilău. Eu sunt domnul colonel Vilău, el este... Pelerinu sau pelerină. Pelerina Nirvana. Pelerina. Și veți vedea ce pățesc cei care nu sunt corespunzători. De ce nu aveți pelerină? Zilele astea o să-mi cumpăr, sunt pensionar și nu prea am banii suficienți, mai întrebi 10.000 și îmi cumpăr și eu o pelerină și voi fi în rând cu lumea. Domnul ofițer, ia veni domnul. Da, vă rog. Domnul nu are pelerină. Da. O să-mi cumpăr pelerină, să trăiți, să trăiți, mă bucur că ați venit. Să vă rog să vă legitimați. Dați-mi ordinea și disciplina care o introduceți în societate. Pelerină, când în centru nu au acces decât pelerinii. Păi haideți atunci, ori plătiți amenda, ori avem o sursă de înțelegere, ori ne înțelegem. Domnul, ce amendă? Să-și pagă la organ. Amenda este 150.000 pe loc, 348 de ore. S-a făcut, maestru, plătește băiatul. Ține așa, bagă. Una. Stai, nu mă să vadă și poporul. Stai, domnule, să nu vadă camera aici. Nu, bagă. Stai, domnule, nu fac. Domnule, Da, Iulia. Ce portați pelerină? Dar nici nu am. Nici am avut. Știți că astăzi este un lucru cu pelerină? Ei, nu mai vin de aici, domnule. Nu mai vin de aici. Nu mai vin de aici. Deci, sunteți pasibil de amendă de 150.000 pe loc sau 300.000? Oi, oameni, bun, n-am știut, domnul comandant. Ce oferiți? Domnule, n-am făcut nicio greutate. Da, dar sunteți obligați să aveți pelerină de la. Dar n-am. Ați obligator. Nu a fost scut până acum. Vă rog să fie iertat. Am băieți de 45 de ani potent, bani de capul lui. Ce mai vrei acum să plătești cu tineri? Să nu uitați să vă luați. Și eu, dom'le, și eu, dacă am parale, dacă n-am parale, nu mai vin pe aici și am terminat cu tineri. De ce nu aveți costum de pelerin? Păi dacă nu sunt... Domnul ofițer, veniți un pic, domnul. Nu, serios, trebuie obligatoriu să purtați pelerină și pălărică. Să rămână. Agent șef Vilău de la Poliția din Iași. Spuneți ce s-a întâmplat. Nu au pelerină, nu au costum de pelerin. Dar toată... Astăzi este costumați obligatorii, pelerină. Sunteți pelerin cumva? Vă rugăm frumos. Dar de ce vă luați numai din Iași și vă luați de toată lumea? Nu știu nimic! Care era din la